Doamna președintă Georgicana, ne aflăm la secția 410 Săboan. Dacă vreți să ne spuneți cum vi se pare scrutinul de anul acesta raportat la celelalte cu experiența care o aveți, prezența la vot, incidente, dacă au fost? Incidente nu au fost, prezența la vot deocamdată este bine. Și față de... Cam ce procent avem la ora 10 și... Nu vă pot spune, n-am făcut un calcul să vedem cam cum... Prima cam câte sunt. Fost la 9:30. Noi n-am raportat nimic. N-ați raportat nu, nimic. Nu, nu. Probabil că se verifică după tabletă să ia toate datele. Ca să... Cum merge procesul electoral? N-au fost incidente. Deocamdată n-au fost nici... Nu pot să vă spun. Deci tableta au funcționat, nu au fost probleme și... Deci incidente de natură electronică. Nu au fost. Nu, nu. Și mergem mult mai repede decât... Da, nu vă pot spune, nu. Deci nu au fost persoane multe, nu au fost alegători ca să fie în bulzeală, să nu poată reuși să face totul. Câți aveți pe liste? Listele permanente 1.487. Așa. Și cât s-au prezentat la ora asta? Nu vă pot spune. Deci astea nu mai sunt cunoscute, că mai... Nu. Membrii Comisiei de Votare și-au exercitat... Da. Bună ziua, bine ați venit acasă, domnule Robo. De fiecare dată, la fiecare scrutin local sau de câte ori vă exercitați dreptul la vot acasă ca cetățean al Comunii Săboani? Bună ziua, bine v-am găsit. Dreptul la vot mi-l exercit de fiecare dată, de câte ori reușesc să vin acasă la alegeri și dacă nu o fac aici, o fac în Italia unde și acolo am dreptul de vot la administrative. Doamna Robu, dumneavoastră, ca de obicei, alături de domnul Robu, ați venit acasă. Fiind în ziua votului, nu o să vă întreb cu cine ați votat, ci o să vă întreb pentru ce ați votat dumneavoastră. Noi am votat, am ținut neapărat să venim, să fim prezenți, pentru viitorul copiilor noștri, pentru... începutul schimbării mentalității în România, dacă putem spune așa, dacă pentru creșterea economiei comunei noastre. Domnul Robu, cum vi se pare de la o vizită, la alta localitatea în care vă întoarceți de fiecare dată cu aceeași dragoste și pe care o purtați în suflet? Nu este Săboanul care l-am lăsat eu 18 ani în urmă. De fiecare dată când vin acasă, notez schimbare. Prezența mea este aici, prezența noastră, pentru a susține această schimbare. O schimbare continuă, în mai bine, pentru viitorul copiilor.